Primul concurs de cultură generală care îi pune față în față pe cei mai bine pregătiți elevi ai colegilor prahovene este în plină desfășurare. Sâmbătă, 27 aprilie, în sala Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, va avea loc etapa a treia a concursului The Best. În cadrul organizat de Televiziunea Regională Valea Prahovei și postul de Radio Best FM, vor fi testate cunoștințele echipelor Colegiului Național Ion Calinderu din Bușteni și Colegiului Național Jean Monnet din Ploiești. Competiția va începe la ora 10, în sală fiind așteptat să încingă atmosfera susținătorii celor două echipe. În prezent, clasamentul are în frunte trei colegi, care au acumulat fiecare câte 21 de puncte din 30 posibile.